Salutare, prieteni! Ceva mai mult de 3 luni în urmă, am fost implicat într-un accident rutier. Sunt mai multe motive pentru care abia acum postez acest video, însă nu asta este cel mai important. Hai mai întâi să priviți ce s-a întâmplat. Era prins aici. Ce era prins? E verde. Dacă era prins, mă vreau să facem la stâng. Nu știu, nu trebuie să cedez. Dar tu e prut din sapt, eu te-am văzut pe glindul în ultimul moment. Capeț. S-a zgâriet aici. Внезапно, я тот... Камера, я тот там камера. Да, по дрябте, ну, а по арата, да, это не значит, что есть приоритет. Да, по проектации, я вам приоритет, я должен начать делать. Приоритет, по мотиву, что он стоит в фаце атаку 20 метров. Он офренат, când faci la dreapta, trebuie să oferi prioritate cei care vin prima bandă. Mai ales că tu trebuie să faci la dreapta de prima bandă. Am filmat în șeșor, trebuie să videocameră care arată și din urmă și din față. Că eu l-am văzut pe cameră și m-am uitat prea din dreapta. Și eu zic, înșet, înșet. Și eu am văzut că tu n-ai filmat până la urmă. Eu am filmat în ultimul moment, eu nu te-am văzut. La mașină este asta, așa și tot. Așa, că vezi asta, nu e o simplă scriitură, e și în conținta asta. Păi eu înțeleg, dar aici... Asta e mașina asta. A, da? Asta chiar e mașina? Asta e mașina asta. Cum plus era în zona 4. Nu, ok, chemăm poliția. Asta nu pasă bani, asta... Dă-mi la poliție, că să ne clarificăm, nu? Sigur, am ies, domnul, dar mă splătează trebuna aceasta. Mi-a luat trebuie să prindă, că o prins aici. Bă, a fost aprins, asta nu înseamnă că ai prioritate. Dar noi suntem în fața ta, nu din urma ta. Dacă erai pe prima bandă, da, te erai pe a doua bandă. Dar pe acolo de bază, nu ai drept. Așa la de bază, de trolebus, nu ai drept. Ok, nu ai dreptul să mergi pe banda transportului public. Dar, dacă privim mai atent marcajul, o să observăm linia întreruptă care permite intrarea pe prima bandă pentru a efectua virarea la dreapta. Și anume acesta și este momentul care m-a dus în eroare, deoarece eu văzând că deja a intrat în intersecție de pe a doua bandă, nu mă așteptam să vireze brusc la dreapta. Dacă ar fi început încadrarea corectă și din timp, acest accident cu siguranță nu ar fi avut loc. Cum înseamnă că trebuie să fie prioritate trolebuselor și restul? Dar tu nu ești trolebus. Bicicleta tot are drept să merg pe aici. Da, dar noi suntem în fața ta. Noi suntem în fața ta și tot din zona nu contează, moartă. Nu contează. Adică tu intri pe zona moartă, noi facem la dreapta și tu pălești mașina. Zona... Înaintea ta, tu ești de urmă. Bună ziua. Nu mă trebuie să mă faci poliție, că s-a produs accident în bicicletă. Ruptă aici la intrare. La schimbare direcției. Corect, noi am avut 40 metri în urmă. Ты виноват или нет? Здравствуйте. Ты виноват или нет? Не знаю, сейчас. Я просто видел все, поэтому тебе и спрашиваю. Ну, по идее, нет. А? По идее, нет. Конечно, что не ты виноват, я просто видел. Ну, ситуация со скунгом стоп, ситуация континуари. Кто ли знает? Și acum mergem la poliție pe legări să vedem ce vă spune poliția, însă deja practic este clar că eu nu sunt vinovat și era clar de la bine început că eu nu sunt vinovat, însă șoferul dacă insistă pierd și eu timp și el pierde timp. După ce am descris pe foaie cele întâmplate și așteptam să vină polițistul care fusese între timp chemat la un alt accident, individul cu care făcusem accident a început să mă ia cu amenințările. Mă întreba dacă am scris în declarație faptul că eu sunt vinovat și îmi recunosc vina. Că o să ne vedem în instanță de judecată și chestii de genul în încercarea de a mă intimida. Totuși, am fost cât se poate de calm
Fiind sigur că eu nu sunt vinovat, i-am spus că dacă vrea să mergem în judecată, nu are decât să o facă și pur și simplu nu pot să înțeleg acest tip de oameni, mai ales că eu aș fi putut să-i fac probleme mult mai mari. Eu însă eram gata să merg pe o cale amiabilă. Mă rog, se mai întâmplă, să nu observi, asta e. Își cerea scuze și era destul. Până la urmă, bine că nu am pățit nimic, atât eu cât și bicicleta. Dar na, și-a făcut-o cu mâna lui. În cele din urmă, evident, poliția mi-a dat dreptate, iar șoferul a fost amendat. Și până în ziua de azi, nu am primit nicio chemare în judecată. Iar eu vă mulțumesc că ați urmărit și aveți grijă în trafic. Numai bine!